Oastrele cu noi, așa că o invit în platou pe Camelia Pătrășcanu să o primim cu multe aplauze. Dialog, te rog, Camelia, vezi bune? Bine v-am găsit, da, vești bune, în armonie cu ce se întâmplă și astăzi, adică e cam aceeași atmosferă și mâine, trebuie să fim un pic mai atenți la averea avutul nostru în continuare, mai conservatori, mai grijulii, ne pregătim de lună plină pe axa Săgetător-Gemeni, axa comunicării, deci atenție la informații, atenție la coincidențe, la sincronicități, ce auziți, ce vedeți, ce vi se pare semnificativ, toate au importanță pentru lucrurile pe care vrem să le facem, să le realizăm în viața noastră. Nu se știe de unde neapărat, pentru că nu pe canale oficiale, nu neapărat de acolo de unde întrebăm ne vine informația, ci din mediu, din contextele pe care le avem, întâlnirile întâmplătoare pe care le avem, cineva spune ceva. Și în felul acesta pot să apară soluțiile. Mai mult vă aștept aici comentariile, Camelia. De mâine seară deja simțim influența lunii pline, trebuie să fim atenți la tot felul de informații, coincidențe, sincronicități care au tâlc pentru ceea ce vrem să realizăm. Berbecii se sprijină foarte mult pe oamenii din preajma lor, calitățile lor, aturile lor, abilitățile lor și poate în sensul acesta discută, negociază și știu cum să pună la treabă oamenii din preajmă. Taurii vor neapărat să fie văzuți mâine ca oameni de încredere, responsabili, dar asta pretind și de la ceilalți și se pare că primesc un răspuns pe măsură așteptărilor lor, evident. Gemenii își limitează eforturile la locul de muncă, asta este și recomandarea astrelor, să-și cunoască zona pe care se pot întinde. Ce știu și ce nu știu să facă, ce pot, inclusiv fizic și ce nu pot și să respecte aceste limite. Racii au o zi mâine importantă, mai ales în a doua jumătate a zilei, pentru că e vorba de relații, mai ales profesionale. O nouă perspectivă poate apare la locul lor de muncă sau o soluție care le dă șansa în felul acesta fie să rezolve, să iasă dintr-un impas, fie să se dezvolte în plan profesional. Pentru lei vorbim mâine de spirit de discernământ și mai ales de economie. Nu riscă poziția, nu riscă nimic, nici în familie și nici la locul de muncă și așa trebuie, dar trebuie să se bazeze pe ceea ce știu, experiența acumulată. Poate își vor asuma mâine seara abia niște responsabilități mai mari un pic decât până acum. Pentru fecioare, atenție pe tot parcursul zilei de mâine la actele oficiale și întâlnirea cu oficialii, pentru că depind foarte multe lucruri de aceste întâlniri, se pare că au un discurs convingător. Balanțele sunt econome, nu scot bani din buzunar, ca și astăzi de altfel, însă negociază extraordinar de abil și știu să-și vândă talentele și găsesc și cine să le cumpere. Scorpionii pentru mâine au o zi importantă. Prima parte a zilei este foarte frumoasă și avantajează. Știu să se prețuiască, să țină la ei, să știe exact ce le trebuie și ce este toxic. De asemenea, și trebuie respins din viața lor. Foarte bună seara de mâine cu perspective financiare, idei sau soluții privind banii. Pentru săgetător, de felul în care știu să se detașeze de un eșec nereușită, o amânare, o nerealizare, depinde în zilele următoare felul în care șansa îi va găsi acasă. Așa că sfatul meu este să nu regrete nimic, să nu se uite în urmă, mai ales dacă nu pot schimba nimic, să privească în față și să aibă toate pânzele întinse, pentru că vântul bate bine spre ei. Pentru Capricorni, atenție mâine la relația cu prietenii, cu mediul în care ei își duc viața, dar nu e vorba numai de ei, e vorba și de mediul partenerului de viață. Nu trebuie să cucerească neapărat pe toată lumea, dar trebuie să se străduiască un pic să înțeleagă alte puncte de vedere, discuții și dezbateri mâine. Pentru vărsători, autoritate, atât în serviciu cât și în familie, trebuie să știe foarte bine ce spun și de ce spun un anumit lucru și au o anumită opinie, pentru că oamenii țin cont de opinia lor, dar pe de altă parte vorbește și despre ei, despre caracterul lor, despre demnitatea lor, așa că trebuie să le facă cinste orice poziție adoptă în orice context. Iar pentru pești, foarte bine știu să tragă sforile și să-și facă treburile, mai ales când e vorba de relații cu oficialii sau de unde mers oficial. Au argumente și s-ar părea că trag pe cineva de partea lor. Nu e rău deloc în această perioadă. Mulțumesc, Camelia, ne vedem și